Constructorul bavarez de automobile BMW deja ne-a obișnuit cu faptul că an de an lansează câte un model nou din gama X, fie generații absolut noi, fie facelift-uri. Nici nu este de mirare, deoarece 30% din toate automobilele comercializate sunt mașini de teren, inclusiv BMW X1, X3, X5 sau X6, iar mai nou și BMW X4. Ca și în cazul lui BMW X6, noul X4 este un Sports Activity Coupe, însă care face parte din clasa compactă, adică este ceva mai mic. Ca să vă închipuiți cam ce dimensiune are noul X4, aflați că acestea sunt identice cu cele ale modelului BMW X3, cu care de altfel împarte și platforma tehnică. Însă față de X3, noul X4 promite un caracter total diferit, unul care pune accent, desigur, pe sportivitate. Anume, acest lucru vreau să verific aici, pe aceste viraje strânse din preajma orașului Bilbao. Să începem! Înainte să pun la treabă noul X4, vreau să vorbim despre prima impresie pe care o produce acest model, privit din exterior. Evident, atunci când au desenat noul model, designerii germani au avut în gând BMW-ul X6. De la bun început, trebuie să vă spun că noul X4 arată cel mai bine cu pachetul M-Sport. Acesta îl face să pară mult mai agresiv, mai impunător și totodată sigur pe traseu. Impresia se datorează barelor de protecție cu prize mari de aer în față, jantelor M-Sport cu dimensiuni între 18 și 20 de inci, dar și inserțiilor lucioase de culoare neagră prezente pe bara spate, pe oglinzi și pe marginea portierelor. Fără acest pachet oferit opțional contra sumei de 3700 de euro, X4 arată mult prea modest și nu sugerează la fel de bine înclinația sa spre sportivitate. Clienții lui BMW X4, care obișnuiesc să meargă la cumpărături și vin cu mâinile ocupate, iată că vor putea deschide portbagajul în felul următor. Nu este nevoie decât să dea cu piciorul pe sub bumper și capacul portbagajului se va deschide. Nu este un sistem revoluționar, l-am mai văzut chiar și pe Volkswagen Passat, dar totuși mă bucur să-l descoper și pe noul X4. Apropo, volumul portbagajului în cazul acestui model este de 500 de litri, ceea ce este mai mult decât suficient pentru ca toți cei 4 pasageri să-și depoziteze aici bagajele. Odată ce am deschis ușa șoferului, am descoperit un habitaclu bine cunoscut, tipic modelelor BMW, în care consola centrală este ușor orientată spre conducător. Mi-au atras atenția materialele, care puteau fi și mai bune la o mașină de clasă premium. După cum se vede, în acest caz, bavarezii au trebuit să facă un compromis în favoarea prețului cât mai redus. Abia am așteptat să urc pe bancheta lui BMW X4 și asta pentru că m-am așteptat că acest model va fi la fel de neîncăpător ca și fratele său mai mare, BMW X6, o mașină în care de fiecare dată refuzam să iau loc în spate. Este foarte strâmt acolo, însă acest lucru nu este valabil și pentru X4. Bavarezii se vede că și-au învățat lecția și totuși au făcut ca aici, la interior, să fie suficient spațiu atât pentru picioare, vedeți și dumneavoastră cât este de larg aici, cât și pentru cap. Am o înălțime de aproape 1,80 m și totuși nu ajung cu capul la tavan, ceea ce este foarte bine. Spațiul suficient de mare chiar m-a bucurat și m-a făcut să privesc cu mai multă poftă acest X4. Inspirat și de împrejurimile extrem de frumoase de pe coasta Oceanului Atlantic, am urcat la volan și am pornit la drum pentru a descoperi comportamentul SUV-ului pe traseu. Față de BMW X3, pe platforma căruia este construit BMW X4, aflați că poziția la volan este mai joasă cu 2 cm. Nu pot să zic că am simțit această diferență prea tare, doar dacă aș fi urcat într-un X3 și după asta imediat într-un X4, poate aș fi simțit diferența așa cum trebuie. Însă, în mare parte, chiar am impresia că merg într-un BMW X3. Nu prea am avut ocazia să ies cu X4 în afara asfaltului, însă cei interesați de acest aspect trebuie să știe că garda minimă la sol este de 20 de centimetri. Nu prea mult, dar suficient pentru a ajunge cu această mașină la rudele de la țară, spre exemplu. Un lucru la care m-am gândit foarte mult înainte de acest test drive este dacă cei de la BMW au gândit suspensia acestei mașini într-așa un mod încât aceasta să nu fie într-atât de tare cum este pe BMW X6. BMW X6, la rândul său, este o mașină pe care chiar nu aveam nici
cea mai mică plăcere să o conduc, pentru că întotdeauna, chiar fiind și pe drumuri foarte bune, suspensia acesteia fiind setată pe un mod foarte sportiv, reușea să creeze destul de mult disconfort celor din mașină. Însă, în cazul lui BMW X4, ca de altfel și în cazul lui BMW X3, bavarezii au setat suspensia spre un mod mult mai confortabil. Deci, în modul confort, acest automobil pare a fi destul de moale și chiar dacă este dotat cu roți de 19 inci. Apropo, chiar dacă pare a fi în general mai confortabil, un X4 dotat cu pachetul M-Sport are transmisia și suspensia setată spre o ținută, desigur mai sportivă. Acest lucru se simte în virajele destul de strânse, pe care acest SAV le abordează cu multă încredere și fără ca cei din mașină să simtă prea mult ruliul. Aici un rol important îl are și direcția, setată și ea spre sportivitate. Nu trebuie să uităm nici de sistemul Performance Control, care simulează prezența unui diferențial activ pe spate și distribuie cuplul între roțile de pe aceeași punte, în așa fel încât mașina să vireze cât mai rapid. În cadrul acestui test am condus versiunea X-Drive 35i, pusă în mișcare de benzinarul turbo cu 6 cilindri în linie și un volum de 3 litri. Datorită celor 306 cai putere, cuplului maxim de 400 de Nm, dar și sistemului de tracțiune integrală, am reușit, fără emoții, să prind prima sută în 5,5 secunde. M-am așteptat ca această versiune să fie și mai brutală, dar nu a fost să fie. Aici, pe aceste drumuri spaniole, eu am reușit să înregistrez un consum de combustibil de aproape 13 litri la sută. Dacă este să vorbim despre traficul din Chișinău sau despre drumurile din Moldova, cu siguranță că acesta nu va scădea la mai puțin de 15 litri la 100 de kilometri parcurs. Deci X-Drive 20D este cea mai indicată versiune pentru X4. BMW X4 X-Drive 20D este cel mai indicat și grație prețului său, care pornește de la 38.200 de euro în Moldova, dar și pentru că reușește să livreze aceeași 400 de Nm ca și la varianta cu 306 cai putere. Spre comparație, un X4 X-Drive 35i, ca cel condus de mine, are în Moldova un preț de pornire de 46.000 de euro, care datorită opționalelor va trece ușor de suma de 53.000 de euro. Fiecare X4 este dotat cu sistemul de tracțiune integrală X-Drive, iar în plus această mașină, așa cum deja nu mai este de mirare, nu mai este oferită cu o transmisie manuală, doar cu cea automată cu 8 trepte Steptronic, care de altfel este una dintre cele mai bune pe care le-am încercat vreodată. Conducătorul, în cazul în care și-o va dori, poate schimba treptele cutiei de viteze și în modul manual cu ajutorul acestor padele din spatele volanului, însă în cazul lui X4 chiar nu văd de ce ar trebui să o facă, pentru că nu vorbim totuși despre un sport car. Și pentru că versiunea turbo diesel are cele mai mari șanse să devină extrem de populară în Moldova, haideți să vedem care vor fi costurile de cumpărare, asigurare și întreținerea a unui BMW X4 X-Drive 20D cu dotări opționale în valoare de 9.000 de euro. Ca de obicei, am luat în calcul opțiunea de cumpărare în rate. Pentru achitarea primei rate de 20%, la care se adaugă și un comision de administrare de 2%, proprietarul va trebui să scoată deodată din buzunar 9.900 de euro. Ulterior, va avea de plătit câte 1.195 de euro timp de 36 de luni. Cât privește asigurarea, cea obligatorie va ajunge la 582 de lei, iar polița casco va costa 2.025 de euro. La fel ca în cazul oricărui model BMW și după cumpărarea unui X4, proprietarul nu va trebui să se gândească la costurile de deservire în decursul unei perioade de 5 ani sau a 100.000 de kilometri parcurși, datorită pachetului BMW Service Inclusive, inclus în preț. Iată că am ajuns la finalul acestui test drive, iar părerea mea despre BMW X4, după ce am condus acest automobil pe aici prin Spania, este că totuși bavarezii, în cazul lui X4, au reușit să repare mult din greșelile pe care le-au făcut cu X6, iar astfel acest model
mie mi se pare destul de reușit. Calitatea materialelor ar putea intra pe lista lucrurilor ce ar trebui îmbunătățite la X4, împreună cu interiorul, care poate părea ușor plictisitor. Pe de altă parte, BMW și-a dorit să coboare cât mai jos prețul lui X4 și acest lucru i-a reușit. În concluzie, noul BMW X4 este o mașină bine gândită, suficient de practică pentru familiști și destul de confortabilă în timpul călătoriilor lungi. Aceste calități la pachet cu prețul de start atractiv vor transforma noul X4 într-un model extrem de popular, mai ales că acest model nu are deocamdată niciun rival în clasa sa.